Așa cum am spus, am nevoie de un scotch ca să prind această folie în colțuri, pentru că nu stă altfel. Spre deosebire de asta, din silicon, care se lipește direct pe masa de lucru, fără nicio problemă. Nu e cazul să mai prind cu scotch. Folosesc două pentru că am frământat un kilogram de făină, deci am o anumită cantitate de aluat și am nevoie și de spațiu să mi-l pot lucra. Așadar, eu folosesc două astfel de folii despre care am mai vorbit. Sunt foarte, foarte bune. Reprezintă o soluție foarte bună pentru persoanele care au o bucătărie mică, o masă mică de lucru și nu au un blat de lucru. Este soluția ideală din punctul meu de vedere. Și am grijă să fixez la colțuri și în centru, astfel încât să îmi stea întinsă bine pe masă. Se curăță foarte, foarte simplu cu un burete umezit cu multă apă, lăsat câteva minuțele, apoi curățat bine și uscat cu un șervețel de bucătărie, un prosop, și apoi depozitat înapoi în pungi. Simplu și rapid. Îmi pare rău că nu am luat această măsură mai de mult. N-am știut că sunt atât de bune aceste folii. Altfel, cumpăram mai de mult. Nu am acum. Am problema asta cu spațiul de lucru de foarte mult timp. V-am spus să întind coca direct pe masă, nu-mi convine. Și da, am rezolvat problema. Acum urmează să lucrez aluatul, partea a doua. Pun făină ca să nu se lipească. Mai trebuie un pic încorporat, lucrat cu făină. Nu prea multă, atât cât cere aluatul. Folosesc o sită ca să împrăștii uniform pe foliile de lucru. Nu vreau să scap prea multă făină într-un loc, de aceea folosesc această sită. Și o țin mereu la îndemână. Mă folosesc de această ustensilă pentru a răsturna coca. Și acum o mai frământăm un pic. Pentru că e mai moale coca asta și trebuie să o aducem la un nivel să putem să o întindem cu făcălețul. De aceea avem nevoie de făină, evident, atât cât cuprinde la a doua frământare. Chiar dacă se mai lipește de folie coca, dacă e prea moale, imediat se dezlipește, nu există riscul să rămână lipit aici fără să putem să o dezlipim cu ușurință. Ceea ce este foarte, foarte util din punctul meu de vedere. Eu mai foloseam un blat din lemn care era o improvizație, nu era ceva special pentru copră, pentru frământat. Și mă confruntam cu problema asta că mi se lipea coca de lemnul ăla și cu greu o mai îndepărtam, foarte greu. Aici nu avem problema asta. Imediat, un pic de făină
incorporăm în cocă și nu avem problemă. Este un material special conceput. Reamintesc magazinul unde am cumpărat. În descrierea videoclipului o să pun și linkul de la Temu și reamintesc că cei care vor să cumpere trebuie să descarce aplicația mai întâi. Acolo veți găsi foarte, foarte multe reduceri mai, dacă vreți să beneficiați de oferte, aveți acolo foarte multe alegeri și reamintesc că transportul este gratuit și codul promoțional pentru reducere de 30%. Găsiți toate detaliile în descrierea acestui videoclip. Acum, luăm și frământăm atât cât considerăm noi că e necesar. Mai incorporăm făină, evident, ca să putem să întindem folia. Nu dau lecții, dragilor, nu sunt o expertă, eu zic cum procedez eu. Bineînțeles că nu îmi permit să dau lecții de gătit, pentru că sunt foarte multe persoane care fac acest lucru experte în domeniu și nu mi-aș permite ca să mă dau expert într-un domeniu în care chiar nu sunt. Și o iau cu grijă. Vedeți, chiar dacă se mișcă, e bine fixat în colțuri. Bucățile astea totuși le pun în castron, că mă încurcă pe mine și o să fac o pauză, să-mi curăț și mâinile, pentru că mi s-a lipit un pic și vreau să am mâinile curate. Acum, pentru că sunt curate, o să lucrez mai ușor. Mă interesează ca acest aluat să-l împart în 3 părți. O să fac 2 plăcinte în formă de tavă și forma de plăcinte de chec de cozonac. N-am două la fel, am una de chec și una de cozonac și fac în acelea. Apoi, cam așa. Restul urmează să fac niște cornuri umplute cu cașcaval și cu șuncă de praga, ca să aibă copilul la școală, în loc de panine, în loc de sandvișuri. Îmi place foarte mult, așa că îi fac acel tip de cornuri. Iar acum, fiecare parte trebuie iarăși frământată, astfel încât să nu se lipească.